Capitolul 37 din Cartea Exodului începe cu prezentarea unei personalități marcante din perioada Exodului, din perioada plimbării prin pustie și mai ales cu o specificare uimitoare, aceea de asumarea responsabilității la chemarea lui Dumnezeu, de a face cele mai importante lucruri ca mobilier al sanctuarului. Bețaleel a fost ales de către Dumnezeu, înzestrat de către Dumnezeu, cu daruri de înțelepciune, daruri de pricepere și de știință, pentru a face ceea ce Dumnezeu i-a descoperit lui Moise. Acest Bețaleel trebuia să pună în scenă tot ceea ce Moise exprima în cuvinte, pe dimensiuni, ca formă, ca modalitate. Ceea ce Dumnezeu i-a arătat lui Moise, sigur, implică prezența Duhului Sfânt. Ceea ce Bețaleel înțelege, nu putem să nu recunoaștem și la el aceeași prezență a Duhului Sfânt. Însă sunt câteva lucruri pe care trebuie să le observăm cu atenție la omul acesta chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială. Versetul 1. Apoi Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm. Lungimea lui era de 2 coți și jumătate. Lățimea de 1 cot și jumătate. Și înălțimea tot de 1 cot și jumătate. Dacă privim cu atenție, dimensiunile chivotului nu erau impresionante, însă nu atât forma și mărimea lui erau importante, cât conținutul și el ca și întreg, mă refer la capacul care se găsea pe chivotul acesta. Meșterul special, Bețaleel, este chemat pentru a pune în scenă diferitele părți ale cortului și mobilierul special. Nicăieri în altă parte, la tot ceea ce se enumeră ca fiind mobilier pentru cort, nicăieri nu se mai amintește că Bețaleel l-a făcut. Este singurul loc în care Biblia îl menționează pe omul acesta. Această mențiune pare menită să marcheze folosirea celei mai înalte abilități artistice pe cea mai prețioasă dintre toate chemările pe care cineva le-a primit din partea lui Dumnezeu pentru a face un obiect, un mobilier. Bețaleel a însărcinat pe alții să realizeze cea mai mare parte a lucrărilor, a mobilierului. Pentru sine însă, Bețaleel și-a rezervat construirea chivotului, a heruvimilor, a tronului, harului, chivotul fiind obiectul cel mai important din mobilierul sanctuarului ca locaș al prezenței sfinte. Mă impresionează gândul acesta pentru că Bețaleel este conștient de ceea ce face. El trebuie să realizeze pe dimensiuni, pe formă și în amestecul acesta, lemnul de salcâm și aurul, chivotul și îngerii din aur curat, toate acestea sunt făcute pentru un scop, pentru ca Dumnezeu să fie prezent acolo. Să-i faci lui Dumnezeu un loc în care știi că vrea să vină și că va locui acolo prezența lui Dumnezeu, Shechina. Ar fi să ne gândim așa un pic de aplicație concretă și noi suntem chemați la această dimensiune a lucrării, pentru că noi suntem chemați să fim niște oameni sfinți. Ce înseamnă să fii un om sfânt? Înseamnă să fii un om în care Dumnezeu locuiește. Aceasta înseamnă că
trebuie să am gândurile, mintea mea, pregătită și refăcută, înnoită, reparată, vindecată de tot ceea ce este firesc. Și mintea mea trebuie să fie locul în care prezența Duhului Sfânt trebuie să fie continuă. Nu să o viziteze din când în când, ci să rămână acolo, ca loc al prezenței lui Dumnezeu. Ființa mea trebuie să se transforme într-un loc care va avea prezența lui Dumnezeu continuu. Este o mare responsabilitate. Poate că ne îngrozește un pic. În realitate însă, aceasta este menirea celor care sunt chemați la mântuire. Să își ofere tot ceea ce au primit de la Dumnezeu, viața lor, ființa lor, ca loc al prezenței lui Dumnezeu. Pentru că la el este chemat și însărcinat să facă lucrul acesta și el, un om ultra-responsabil, nu oferă altuia responsabilitatea aceasta, ci și-o păstrează pentru sine, nu ca orgoliu, ci ca responsabilitate. Însă, lucrul care este uimitor, chivotul pe care Bețalel îl va construi, deși este modul, evident, obiectul central al întregii structuri din Sfânta Sfintelor, chivotul acela rămâne nevăzut de către oameni. Nimeni nu va vedea chivotul după ce el va intra în Sfânta Sfintelor, doar preotul, o singură zi pe an, în rest, nimeni nu-l va vedea vreodată. Sigur că lucrul acesta naște întrebarea: cât interes dai pentru ceea ce faci, dar nu este de nimeni văzut, nu este de nimeni auzit, nu este de nimeni apreciat sau criticat? Îl creezi perfect? Lucrezi diferit dacă ești văzut, apreciat, probabil că și răsplătit? Sau lucrezi corect pentru responsabilitatea pe care o ai, indiferent dacă cineva te apreciază, dacă cineva se bucură de ceea ce faci tu, dacă cineva vede și îți atrage atenția cât de frumos a fost ceea ce ai făcut? Lucrul acesta pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că înțeleg din Sfânta Scriptură că Dumnezeu tot ceea ce creează, tot ceea ce ne oferă, nu este nici ca o răsplată pentru ceea ce noi am făcut și nici nu așteaptă din partea noastră ceva în loc. Dumnezeu ne dă pentru că Lui îi place să ne dea. Și este adevărat că de multe ori ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, nici măcar noi n-am putut să vedem. Am pus de multe ori pe seama întâmplării, pe seama norocului, pe seama circumstanțelor. În realitate, orice dar bun vine de sus. Mi s-a întâmplat de multe ori să merg, să aștept copii care să pregătesc temele. Mă bucuram când veneau mai mulți. Însă au fost multe situații în care i-am așteptat și nu a venit niciunul. M-am întrebat dacă merită să mai fac lucrul acesta, pentru că eu am venit special pentru ei. Însă am înțeles că lucrul acesta este atât de important, pentru că în final, dacă faci ceva doar pentru ca alții să vadă, pentru ca alții să beneficieze, să aprecieze sau să critique, ai luat cumva oarecum răsplată. Dar când faci ceva, ceea ce nimeni nu vede, dar tu faci. Dacă realizezi ceva, ceea ce trebuie să realizezi, însă nimeni nu observă,
lucrul acesta, într-un anumit sens, te poate asemăna cu Dumnezeu. Bezaleel m-a învățat lucrul acesta și este extraordinar. Pentru că el și-a păstrat pentru sine un obiect de cea mai mare importanță, de cea mai mare sfințenie, dacă sfințenia ar putea să aibă grade. Iar obiectul pe care îl face nu este văzut de nimeni. Va fi așezat într-un loc întunecos în care numai marele preot o dată pe an intră și îl zărește. Dar vede doar exterior, capacul, forma exterioară. În interior nimeni nu se uită. Și totuși, omul acesta a făcut în mod desăvârșit lucrul acesta. Chivotul va fi închis în Sfânta Sfintelor. Niciodată nu va mai fi văzut. Dar Bezaleel simte că este chemarea lui Dumnezeu pentru el, cu darurile pe care le-a primit. De aceea el dorește să-l construiască. Din nefericire, opera de maestru a fost pierdută pentru omenire. Chivotul nu se știe unde se găsește. El există, dar nimeni nu știe unde. Alegerea pe care Bezaleel a făcut-o a afirmat câteva principii importante și merită să fie imitată această atitudine a lui Bezaleel de către oricine, indiferent ce vârstă are, indiferent ce domeniu lucrează, indiferent unde se găsește. Este relația ta cu Dumnezeu. Când Biblia spune să faceți tot ceea ce faceți ca pentru Domnul, se referă la lucrul acesta. Fie că este văzut, fie că nu este văzut de nimeni. Urmează detalii ale construcției chivotului. L-a polit cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară. I-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el 4 verigi de aur pe care le-a pus la cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte, 2 verigi de cealaltă parte. A făcut niște drugi de lemn de sarcân. I-a poleit cu aur. A vârât drugii în verigile de la cele 2 laturi ale chivotului ca să ducă chivotul. A făcut și capacul ispășirii de aur curat. Lungimea lui era de 2 cot și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate. Încearcă să-mi imaginez cu câtă grijă măsoară Bezaleel dimensiunile pentru ca să așeze la aceeași distanță verigile prin care vor intra drugii de lemn de sarcân. Cu câtă grijă poleiește cu aur scândurile din interior, cu câtă grijă vrea să nu fie nicio diferență, să fie totul perfect întins pe dinăuntru, pe din afară. Pentru că acolo va fi Dumnezeu. O, dacă am face toate lucrurile vieții noastre cu aceeași conștiință, că Dumnezeu vine și vede ceea ce facem noi, cât de altfel ar fi modul în care noi ne-am raportat la cei din jurul nostru. Poate fi puțin ciudat faptul că Moise a consemnat atât de complet instrucțiunile date pe munte pentru a face toate aceste lucruri. A căutat să consemneze în special realizarea lor. Fiecare dintre aceste lucruri, Moise precizează, a fost făcut exact după instrucțiunile date. Moise ar fi putut să spună suficient, toate lucrurile au fost făcute perfecte. Dar el ia fiecare obiect din chivot și le detaliază de fiecare dată cu amănunte, așa cum le-a explicat că vor trebui să fie făcute, acum le explică cum au fost făcute cu aceleași detalii. Putea să spună într-o propoziție, toate au fost făcute așa cum a spus Domnul. Însă, noi suntem siguri că nu există cuvinte care sunt scrise în Scriptură degeaba. Niciun cuvânt nu este în plus, nici în minus în Sfânta Scriptură. De ce totuși sunt ocupate atâtea capitole cu această narațiune pe care suntem tentați să o considerăm inutilă și plictisitoare uneori? Poate că Moise a scris în primul rând pentru poporul Israel,
căruia i-ar fi de mare folos să citească și să audă des despre aceste comori divine și sacre care le-au fost încredințate lor, israeliților. Aceste câteva ornamente cu care era amenajat tabernacolul nu au fost permise să le vadă decât preoții și prin urmare era necesar ca acestea să fie descrise în mod special pentru oameni, specific înțelegerii oamenilor. De aceea le repetă cu lux de amănunte. Filipeni, capitolul 3, versetul 1, menționează cuvintele lui Pavel într-o anumită direcție asemănătoare cu cea despre care vorbim despre Moise. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, spune Pavel. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar o veste de folos. Aceasta înseamnă că repetiția nu trebuie să fie plictisitoare, ci trebuie să aibă însemnătatea ei. Pentru că uneori și Dumnezeu repetă numele cuiva. Când Dumnezeu strigă de două ori pe cineva, lucrul acesta este deosebit de important. În epistola, în Evanghelia după Ioan, observăm că atunci când se vorbește despre ceea ce urmează să spună Domnul Isus, Ioan folosește expresia adevărat, adevărat vă spun. Nu este întâmplătoare și nici faptul că Ioan scrie lucrul acesta nu este o greșeală, ci atrage atenția că ceea ce spune Domnul Isus atunci este adevărul pur, asupra căruia este bine să privim cu atenție. A făcut doi heruvim de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Un heruvim la un capăt, un heruvim la celălalt capăt. Heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Iarăși o repetare destul de interesantă. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor. Și uitându-se unul la altul, heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. Bețalel știe că este slava unui Dumnezeu sfânt să locuiască între heruvim. Caracterul unei inimi drepte este că, asemenea chivotului mărturiei, are legea lui Dumnezeu ascunsă și păstrată în ea. Prin Iisus Hristos, marea ispășire, se face împăcare, se stabilește o comuniune între noi și Dumnezeu. El se interpune între noi și neplăcerea lui Dumnezeu. Nu numai așa, ci prin Domnul Isus, noi devenim îndreptățiți la favoarea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Bețalel a înțeles că poziția chivotului, importanța capacului pe care se găsesc îngerii, pe care îl vom numi mai târziu capacul milostivirii sau capacul harului, trebuie să corespundă învățăturii despre Dumnezeu. Dacă se va scrie legea lui Dumnezeu în inima noastră de către Duhul Sfânt, atunci va fi pentru noi un Dumnezeu, iar noi vom deveni pentru El poporul Său, copilul Său. De pe scaunul milei, pe capacul ispășirii, ne va învăța acolo, ne va primi, acolo se va arăta mila pentru noi, mila față de nelegiuirile noastre, și sub umbra aripilor lui, de fiecare dată vom fi în siguranță. De atent trebuie să fie Bețalel pentru semnificația capacului acestui chivot. În lucrarea celui pe care Dumnezeu l-a chemat pe nume, nu va fi eșec. Lucrarea lui va fi prezentată fără greșeală și fiecare cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu se va împlini cu credincioșie. Așa a fost la Bețalel. Așa trebuie să fie și în viața noastră. Chivotul, locul de întâlnire al dreptății și al păcii, al legii și al harului, reprezintă inima în care este așezată legea lui Dumnezeu, pe care se sprijină ispășirea Domnului Isus, care este scăldată în slava iubirii divine. Moise avea să arate astfel marea grijă pe care el și lucrătorii săi au avut-o pentru a face fiecare lucru exact după modelul arătat pe munte. După ce ne-a dat mai întâi original
El ne-a dat acum copia ca să putem compara și să observăm cât de exact este realizarea noastră. Astfel învățăm să avem respect pentru toate poruncile lui Dumnezeu, chiar și pentru fiecare iotă a lor. Cât de amănunt s-a uitat, cât de amănunțit s-a uitat Bețalel la fiecare detaliu, memorând și rememorând tot ceea ce Moise i-a spus în ceea ce Dumnezeu a poruncit pentru chivot, pentru capacul chivotului. În felul acesta, respectând toate poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru se va bucura de ascultarea sinceră a poporului său și va ține o socoteală exactă despre aceasta, ceea ce va însemna foarte mult atunci când Dumnezeu va scula pentru a primi răsplata celor care sunt morți. A făcut masa din lemn de salcâm. Lungimea era de 2 coți, lățimea de 1 cot și înălțimea de 1 cot și jumătate. A poleit-o cu aur, i-a făcut un chenar de jur împrejur, i-a făcut împrejur un pervaz de 1 lat de mână pe care a făcut un chenar de jur împrejur. Masa pâinii reprezintă o viață închinată, jertfa prezentată înaintea lui Dumnezeu, jertfa care conține trupul nostru, sufletul nostru și spiritul nostru. Masa aceasta ne vorbește despre un Dumnezeu care este un bun gospodar, care are întotdeauna o masă din belșug, pentru că pâinile care trebuiau să fie așezate pe această masă din lemn de sarcâm poleit cu aur, pâinile acelea trebuiau să fie în permanență înaintea lui Dumnezeu, reprezentând un Dumnezeu dispus mereu să poarte de grijă la nevoile oamenilor. Este lumea cortul lui? Atunci providența se așează în ea o masă pentru toate făpturile. El oferă hrană pentru orice făptură. Psalmul 23 vorbește despre lucrul acesta. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor. Este biserica cortul lui Dumnezeu? Atunci harul lui întinde în ea o masă pentru toți credincioșii, împodobită cu pâinea vieții. A turnat pentru masă 4 verigi de aur, a pus verigile în cele 4 colțuri care erau la cele 4 picioare ale ei. Verigile erau lângă pervaz și în ele erau vârâți drugii pentru ducerea mesei. A făcut drugii de lemn de sarcâm, i-a poleit cu aur, ei slujeau la ducerea mesei. A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile, cățuiile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură. Le-a făcut din aur curat. Moise nu precupețește niciun efort să amintească și ordinea în care lucrurile acestea au fost făcute. Desigur, ordinea aceasta a fost stabilită de către Dumnezeu. A făcut sfeșnicul de aur curat. A făcut sfeșnicul de aur curat, bătut. Piciorul, fusul, potirașile, gămădioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșeau 6 brațe. 3 brațe dintr-o latură și 3 brațe din cealaltă latură. Pe un braț erau 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămădioarele și florile lor. Pe un alt braț, alte 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămădioarele și florile lor. Așa era la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului erau 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Era o gămălioară sub 2 brațe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte 2 brațe, o gămălioară sub alte 2 brațe. Așa era la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. A făcut apoi cele 6 candele ale lui, mucărele și cenușarele lui, toate de aur curat. A întrebuințat un talat de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. La confecționarea sfeșnicului nu era nimic din lemn. Totul este doar aur
bătut, aur curat. Aceasta înseamnă că lumina revelației divine cu care Biserica lui Dumnezeu de pe pământ este continuu luminată, ea trebuie să fie mereu și mereu alimentată dintr-o sursă sigură. Candelele trebuiau să fie mereu împrospătate cu ulei din ramurile de măslin. Biblia este un sfeșnic de aur. Este din aur curat. Ea luminează lumina care este răspândită în fiecare parte a cortului lui Dumnezeu. Pentru ca prin ea preoții săi duhovnicești să aibă grijă să slujească Domnului și să facă slujba sanctuarului său. Acest sfeșnic are nu numai candele pentru uzul necesar, ci sfeșnicul are și potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și cu florile lor pentru ornament. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le-a considerat de cuvință pentru a înfrumuseța cuvântul său. Sfeșnicul ne spune, voi sunteți lumina lumii. Ca urmare, viața, în măsura în care este ca a Domnului Hristos, va arăta realitatea și puterea Harului lui Dumnezeu, iar ceilalți vor vedea. Dacă credem că Domnul Iisus ni se adresează prin cuvintele acestea, voi sunteți lumina lumii, și dacă dorim și noi să ne luăm locul în cortul lui Dumnezeu, care este lumea aceasta și care este biserica, atunci noi trebuie să știm că Dumnezeu dorește să lucreze prin Duhul Sfânt în viața noastră și calitatea sfeșnicului. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie să fie luminată sub toate compartimentele dimensiunilor vieții sale. Dacă în fiecare parte lumina trebuia să fie răspândită, la fel viața noastră trebuie să fie luminată în orice direcție, în orice domeniu, în orice situație. Trebuie să fie călăuzirea Duhului Sfânt. Unde lemnul care întreținea mereu arderea în candelele sfeșnicului reprezintă Duhul Sfânt. El trebuie să fie mereu proaspăt. Iar Duhul Sfânt ne alimentează lumina și întreținerea din ramurile de măslin. În Sfânta Scriptură apar doi măslini și aceștia sunt Noul Testament și Vechiul Testament. Sursa prin care Duhul Sfânt dorește să ne lumineze mintea este Sfânta Scriptură. Când vorbim despre lumina lumii despre care Domnul Iisus a zis că putem să devenim fiecare, ne referim la dorința lui Dumnezeu de a ajuta pe oamenii din jurul nostru să îl cunoască pe Dumnezeu. Noi, luminându-le înțelegerea prin cuvintele noastre, prin viața noastră, prin faptele noastre, prin închinarea noastră. În felul acesta, așa după cum este descris aici, sfeșnicul de aur cu amănunte, cu gămălioare, cu flori, cu flori de migdal, poziția lor. În felul acesta, înțelegem că Duhul Sfânt este interesat de fiecare dintre noi. Duhul Sfânt dorește ca orice domeniu mic, cum este o floare de migdal, poate neînsemnat cum este o gămălioară, ca și candela, ca și lumina vizibilă, totul trebuie să fie sub conducerea Duhului Sfânt și totul trebuie să corespundă aceleiași substanțe care se numește credință. Pentru că sfeșnicul este făcut din aur curat bătut. Aurul reprezintă credința. Aurul bătut reprezintă credința încercată. Și Apostolul Petru ne pune în față un element asupra căruia trebuie să ne gândim. El spune, nu vă mirați de încercarea de foc care este în mijlocul vostru, pentru că ea a venit ca să vă încerce credința. Aceasta ne ajută să înțelegem că tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră este pentru ca El, Dumnezeul nostru bun, să ne arate
locurile slabe ale vieții noastre, să ne arate dimensiunea relației pe care noi o avem cu El, să ne ajute să o îmbunătățim, să o întărim, ca să poată să lumineze în jurul nostru. Sfeșnicul de aur bătut este credința încercată care luminează, care luminează slava lui Dumnezeu, luminează viața noastră descoperindu-L pe Dumnezeu nostru. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de un cot, lățimea de un cot. Era în patru muchii, înălțimea lui era în doi coți, coarnele erau dintr-o bucată cu el. L-a poleit cu aur curat atât partea de sus cât și laturile de jur împrejur și coarnele și a făcut o cunună de jur împrejur. Sub cunună a făcut două verici de aur pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. Altarul de tămâie sau altarul tămâierii ne trimite la locul în care se realizează mijlocirea pentru toți oamenii. Este lucrarea la care a fost chemat Domnul Hristos. Și Domnul Iisus așteaptă să împlinească lucrarea aceasta prin noi, pentru ca noi să mijlocim, să înălțăm rugăciuni de mijlocire pentru cei din jurul nostru. Facerea altarului de aur pe care trebuia arsă zilnic tămâia. Tămâia semnifica meritele și mijlocirea Domnului Hristos. Datorită meritelor Domnului Iisus, răspunsurile noastre sunt primite din partea lui Dumnezeu. De aceea rugăciunile noastre trebuie să conțină mereu și mereu meritele Domnului Iisus, numele Domnului Iisus. Pentru că tămâia este un simbol al neprihănirii meritelor Domnului Iisus. Zi de zi, tămâia aceea trebuia să ardă pe altar. Ea se ridica deasupra, ajungea în Sfânta Sfintelor și în miresma îngerii care se găseau pe capacul ispășirii și în mod simbolic ajungea în dreptul legii care se găsea sub capac în chibot. Dar fumul acesta de tămâie frumos mirositoare ajungea acolo unde se găsea prezența lui Dumnezeu, unde se găsea șechina. În final, a făcut un de lemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Pregătirea tămâiei care urma să fie arsă pe acest altar și odată cu ea un de lemnul sfânt pentru ungere este totul făcut după o rețetă specială. Era porunca lui Dumnezeu ca așa ceva nimeni nu are voie să facă pentru el acasă sau în altă parte. Este posibil că Dumnezeu l-a învățat pe Bețalel și această artă, dacă nu o fi fost familiarizat cu ea înainte. Erau niște oameni specializați, numiți făcători de mir, specialiști în tămâie. Totuși, Bețalel a făcut aceste lucruri exact ca și cum aș fi fost crescut în această meserie. De ce? Pentru că Dumnezeu îi dăduse înțelepciune, îi dăduse pricepere și îi dăduse știință. Acolo unde Dumnezeu dă înțelepciune și acolo unde este har, acolo Dumnezeu îl va face pe omul acela desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucrare bună. Și dacă ar fi să ne gândim la timpul pe care îl trăim, dacă este să ne recunoaștem chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și ne-o repetă mereu și mereu, de fiecare dată, pentru ca noi să devenim reprezentanții Săi, pentru ca noi să luminăm în lumea aceasta întunecată, atunci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a oferit orice a fost nevoie, toate darurile. Iar noi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, acolo unde ne găsim, în casa noastră,
între vecinii noștri, între prietenii noștri, între colegii noștri. Acolo noi trebuie să fim locuri sfinte în care Dumnezeu să fie prezent. Nu doar să treacă din când în când, ci să rămână. Aceasta înseamnă că trebuie să ne însoțească în permanență. Doar, dar lucrul acesta se face în condiția în care noi dorim lucrul acesta.